Anul 2023 a început cu dreptul pentru șomerii olteni. Se pare că mulți au reușit să-și găsească un job, iar rata șomajului înregistrată în județ a fost în continuă scădere. La sfârșitul lunii aprilie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 7.512 șomeri, din care 3.486 femei, rata șomajului fiind de 5,81%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,23%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,42 puncte procentuale. Cele mai multe persoane înregistrate la AJOFM Olt nu primesc indemnizația de șomaj de la stat și au vârsta cuprinsă între 50 și 55 de ani. Tinerii de 25-29 de ani reprezintă ponderea cea mai mică în rândul șomerilor înscriși în evidențele instituției. Din totalul de 7.512 persoane înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, 883 erau beneficiari de indemnizație de șomaj și 6.629 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.211 șomeri provin din mediul rural și 1.301 sunt din mediul urban. Șomerii cu nivel de instruire gimnazială au ponderea cea mai mare în totalul celor înregistrați în evidențele AJOFM Olt, aproximativ 39%. Urmează șomerii cu nivel de instruire liceal, 22,68%, apoi cei care au absolvit învățământul profesional, 20,36%.